Vă salut cu drag, prieteni, luna noiembrie, hărțăgani la munte, 700 de metri altitudine, în solarul în care am și roșii, am pus viță de vie, fragi și am pus niște surpriză, noiembrie, niște duzi pitici, super roditori, puternic remontanți, adică care rodesc de mai multe ori pe an, Credeți sau nu credeți, <laughs> ar vrea să facă dude în continuu. Și anul ăsta l-am luat, a fost mic de tot, de bia. a apucat să crească și pe ramurile care au dat, am făcut și dude acum, toamna, târziu, are poftă de erodire, nu jucărie, nu se fac mai înalți de 1,80 m, se tot ramifică, e tot... Priviți aici, la te rog să pui... Alte dude în formare. El avea poftă de rodire de acum încolo, bineînțeles, nu are timp, dar la anul cred că va fi, dacă mai trăim prin harul lui Dumnezeu, va rodi din abundență, va și crește, va și rodi. Rodește și pe ramurile vechi și rodește și pe ramurile care cresc în cursul anului, de cel puțin de două ori pe an. Deci, luna noiembrie, și el are poftă de făcut dude, va fi pus derie pe el. Se numește Majoberi. Acesta este bombomberi, am două mojoberi și bombomberi, nu știu dacă e mare diferența între ele. Uh, Mojoberii l-am luat de la Sweet Garden anul trecut, niște piticani mi-au venit în niște ghivecele, atât de mici și firave de avea impresia că sunt uh, două scame acolo. Dar au dat mugura și și-au crescut, s-au dezvoltat, unele sunt chiar mai mari decât aceste. acestea. Acestea mi-au venit, mi a adus un prieten din Germania, bombomberi, mojoberi. Uh, sunt dus pitici puternic remontanți care rodesc de mai multe ori pe an. I-am pus în solar pentru faptul că au oarecare sensibilitate. La gerul mare uh, rezistă până la minus 15, minus 18, 20 de grade, cam la minus 20 de grade, și pentru siguranță i-am pus în, în solar. Îi puteți planta dacă aveți iarnă blândă, și afară, dar într-o zonă fără curent, zăregi, mai adăpostită, mai aproape de casă sau de un perete, unde are căldură suficientă și nu bat vânturile reși care să accentueze frigul. Oricum, dudele sunt extrem de sănătoase și să ai pe parcursul anului dude delicioase. Vreau să vă spun că sunt unele care au uh, uh, arome bogate, arome foarte, foarte bune. Chiar la gust diferă destul de mult varietățile de dud, sunt încântat de duzi, am pus o mulțime de varietăți anul acesta, sper din toate să ne bucurăm și de rot dar luna noiembrie, fructișoare de dude, dudel luna noiembrie, cine a mai pomenit mare lucru și mă bucur de descoperirea de achiziție aceasta. Mojo Berry, nu uitați, dacă aveți prieten prin străinătate, există, la noi a fost la Sweet Garden în primăvară, nu știu dacă mai au acum, dar poate îi contactați, poate mai apar, sau dacă aveți ocazii cu cineva din străinătate să vă aducă la cel niște plante de genul acesta, merită ca să aveți dude pe parcursul anului, mai ales că nu creștem mare, este o tufă deasă care cam cât mină de înaltă, nu mai, mai mare, nu crește mai mare. Numai bine, sănătate și Doamne ajută!